Odată cu apariția noului val de infectări COVID în întreaga lume, determinată de varianta Omicron, au apărut discuții despre un vaccin modificat, care să fie adaptat acestei tulpini și care să fie mai eficient, pentru că variantele virale au evoluat, iar vaccinurile existente acum pe piață nu mai oferă o protecție ridicată. Conform Digi24, un apel în acest sens a fost făcut recent chiar de către OMS, care le-a cerut cercetătorilor să dezvolte noi vaccinuri capabile să reducă numărul infectărilor. Un astfel de vaccin adaptat ar putea apărea la toamnă. Ne vom supune acelorași reguli europene, în sensul în care orice vaccin trebuie să urmeze toți pașii de autorizare la Agenția Europeană a Medicamentului și numai în urma unei recomandări și emiterii autorizației de către Comisia Europeană, numai atunci poate fi administrat. Deci, în momentul când acesta va parcurge acești pași, putem să-l avem și noi în România. Sperăm să fie cât mai devreme, în toamnă sperăm în luna septembrie. În acel moment, practic, o să fie un vaccin adaptat variantei circulante, care să vină cu o eficacitate suplimentară, a precizat Andrei Baciu. El a subliniat că, în continuare, realitatea arată că cei care s-au vaccinat au un beneficiu și trec mai ușor prin boală decât cei care nu s-au vaccinat. Celor care nu s-au vaccinat până acum, deloc le recomandăm să facă acest lucru. Într-adevăr, vaccinul actual este mai puțin eficient asupra acestei tulpini, Omicron. Dar dacă vă uitați pe raportările pe care le facem în fiecare zi, vedem că mare parte dintre pacienții internați la terapie intensivă sau dintre cei care decedează sunt în continuare pacienți nevaccinați. Deci există un beneficiu. Sigur că este vaccin care va veni adaptat pentru Omicron. Va avea, ne dorim, o eficiență, o eficacitate mult sporită, a spus Andrei Baciu. După apariția noului vaccin, nu va mai fi însă vorba despre o campanie națională de vaccinare specială, cu toate motoarele turate la maximum, așa cum s-a întâmplat anterior. Acest lucru a fost făcut atunci când era realmente o situație de criză și ne confruntam oricum cu alte variante mult mai agresive. În momentul de față, bună parte din populație are deja o imunitate, acum sunt oameni care au câștigat imunitate, cumva lucrurile se pot face și există o infrastructură și o platformă pe care vaccinarea se poate desfășura, deci nu va fi nevoie de altceva, a declarat Andrei Baciu, relatează Digi24.